Distinsă prezență, bună ziua! Deci, astăzi, la ședință, ședința Comisiei de Doctorat, deci este întrunită pentru susținerea tezei de doctor a domnului Urechean Bogdan Andrei. Deci, conform procesului verbal al Consiliului Științific al USEPS, a fost constituită următoarea componență a Comisiei de Doctorat. Dorgan Viorel, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar USEF președinte, Braniște Gheorghe, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, secretar,
Moroșan Raisa, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar USEFS, membru. Potop Vladimir, doctor habilitat în educație fizică și sport, profesor universitar, Universitatea Ecologică din București, România, membru. Carp Ion, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, USEFS, membru. Zavalișca Aurica, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, USEFS, membru. De asemenea, prin aceeași decizie au fost confirmați în calitate de referință oficială Buftea Victor, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, USEFS, și cu Crivoi Aurelia, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, USM. Deci domnul Victor Buftea, din motive de sănătate, este lipsă, dar a prezentat recenzia. Deci avem recenzia domniei sale și secretarul comisiei va prezenta-o. Așa. Deci, componența respectivă a fost întrunită pentru susținerea tezei de doctor în științe ale educației a domnului Urechean Bogdan Andrei cu tema fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclu primar prin componentele intelectuale și motrice. Conducător științific, jurat Valeriu, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, recent profesor, da, domnul jurat? Cam modest aici ați prezentat. La început ați fost conferențiar. Așa? Deci, în continuare, îi acord cuvântul secretarului științific domnului Braniște pentru a prezenta detalii din dosarul pretendentului la titlu. Vă rog frumos, domnul. Domnul președinte al comisiei, membre, stimați membre al comisiei de doctorat, vreau să vă comunic dosarul și actele normative necesare stabilite de către actele normative ale ANACET, corespunde în tocmai și, dacă îmi permiteți, doar să dau citire curicumului vite ale CV-ului autorului. Domnul Urechean Bogdan Andrei, 2018, absolvent al Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Dagila, București. 2015, absolvent al masteratului, ciclu 2, program de studii Educație Fizică și Sportivă, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ecologică din București. 2013, absolvent licențiat, Facultatea de Kinetoterapie și Motricitate Specială, Universitatea din Craiova, cu diplomă de licență. 2012, absolvent licențiat, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ecologică din București. 2010, diplomă bacalaureat, echivalare studii, Liceu Horia Hulubei, Măgurele, județul Ilfov. 2006-2010, elev al Trinity Anglican School Australia. 1997-2006, gimnaziu la Liceul Emil Racoviță, București. Ceea ce ține experiența profesională, 2018 și până în prezent, medic de medicină legală, general, pardon, Chijana Medical Center al județul Ilfov, 2015-2017, colaborator asociat, cadru didactic la clasele a doua și a patra, Liceul Teoretic Marin Predea, București. 2016, stadiu practică Erasmus Mobilități Studențești, stadiu psihoterapie, Germania. 2014-2015, kinetoterapeut angajat la Institut Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneo Climatoterapie, București, România. 2013, voluntar la Institutul Național de Recuperare și Fizio-Kinetoterapie București, 2012-2013, multiplu campion mondial, universitar la natație. 2011, participant la Universiada China, 1997-2010, sportiv de performanță la natație NOT, de semne multiplu campion național și universitar la natație.
Educație și formare, 2018. Coordonator partener al grantului de cercetare cu relevanță specifică, obținut prin competiție națională cu titlul Cercetări privind îmbunătățirea performanțelor sportivilor, hochei pe iarbă, fotbal, prin optimizarea parametrilor cardiovasculare și neuromusculare. 2017. Membru în comitetul de organizare a Conferinței Naționale Nutriție Sportive de la Educație la Performanță, Universitatea Română-Americană. 2016. Membru al Asociației pentru Educație, Sport și Sănătate. 2015. Absolvent cursul postuniversitar de formare psihopedagogică, Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Psihologie. 2015. Diplomă de excelență, Ministerul Educației Naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar. 2015. Certificat de voluntariat special olimpic, Olympicus România, programul Rețea pentru Incluziune. 2014. Organizator în proiectul național relansarea gimnasticii românești. 2012. Formator corpul experților în Asociația Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București. 2011. Certificat de voluntariat specific al Olympicus România, program Rețea de Incluziune, PSE 2011. Competențe profesionale, limba română, limbi străine cunoscute, engleză, franceză, competențe informaționale, bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft, alte competențe, structuri de not, etc. Le-am dat cele mai importante, care cei ce ține de denumirea și specificul cercetării. Acesta a fost CV-ul pretendentului. Dacă aveți întrebări... Deci aveți întrebări la actele prezentate în dosarul pretendentului și la CV-ul acestuia. Membrii comisiei de doctorat. Deci dacă membrii comisiei nu au întrebări, atunci îi oferim cuvântul pretendentului la titlu, domnul Urecheanu, vă rog, aveți 20 minute pentru a vă prezenta cele mai importante teze ale lucrării. Mulțumesc! Numele meu este Urecheanu Bogdan Andrei. Tema tezei mele de doctorat se numește Fortificarea stării de sănătate elevilor din ciclu primar prin componentele intelectuale și motrice, având ca și conducător științific doctor în pedagogie domnul conferențial universitar Jura Valeriu. Programul președinției României la Consiliul Uniunii Europene 1 ianuarie 30 iunie 2019 aduce în actualitate garantarea accesului la sănătate și sport pentru toți cetățenii europeni. Educația și cultura reprezintă cheia viitorului europei din perspectiva individuală a cetățeanului european, care va avea acces la modelele de viață sau de conduită exemplare prin promovarea politicilor orientate spre generația tânără și a învățării bazate pe competențe cheie, care să fie dobândite pe tot parcursul vieții și care să le asigure un mod de viață sănătos. În documentele europene se precizează de asemenea că participarea la activitățile specifice în domeniul educației fizice și sportului reprezintă un drept fundamental al tuturor și practicarea lor are efecte multiple asupra fortificării stării de sănătate și asupra evoluției caracterului și dezvoltării intelectuale a indivizilor. Începând de anul 2014, elevii claselor primare din România pot învăța într-o clasă digitalizată cu ajutorul tabletei și al manualelor digitale. Aceste materiale devin interactive și pot fi consultate ori de câte ori este nevoie de către cadre didactice, elevi, părinți și în același timp pot interveni pentru completarea și actualizarea oricăror informații cu aprobarea autorului. Proiectul UE Viața Activă recomandă practicarea diverselor activități cu caracter sportiv, recreativ, care au un rol important pentru sănătate, cu precădere la copii și tineri. Studiile întreprinse prezintă faptul că practicarea activităților fizice pe toată durata vieții, pe baza unui program controlat, fortifică starea de sănătate din punct de vedere psihic și fizic, ceea ce are ca efect un potențial ridicat intelectual care se va vedea în activitatea de învățare și transformare a personalității copilului.
În acest sens, World Health Organization recomandă participarea zilnică, activă zilnică, cel puțin 30 de minute la un program de exerciții fizice cu efort fizic de intensitate mijlocie pentru adulți, iar pentru copii exerciții fizice efectuate mai ales sub formă de jocuri, timp de 60 de minute. Lipsa practicării activităților sportive duce la creșterea în greutate, apariția problemelor de obezitate și a bolilor cronice, a unor patologii cardiovasculare și a diabetului, care lezează starea de bine și pune primejdie calitatea vieții indivizilor, ce are ca urmare afectarea bugetului economiei și finanțarea repartizată sectorului sănătății. A copiilor este cu siguranță cea mai importantă contribuție a sportului pentru copii. Datorită faptului că un număr tot mai mare de specialiști recomandă practicarea exercițiului fizic de către toți oamenii, începând de la cele mai mici vârste, în beneficiul fortificării stării de sănătate și pentru îmbunătățirea indicatorilor motrici, intelectuali și comportamentale, și deoarece numeroase studii au arătat că implementarea unor programe model pot oferi recomandări care avantajează desfășurarea lecției de educație fizică, este necesară realizarea și aplicarea unui ghid pe educație fizică, sport și sănătate. Acesta trebuie să debuteze într-o fază incipientă, adică pentru elevii ciclului primar. Scopul cercetării a constat în eficientizarea procesului de fortificare a stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin implementarea prin componentelor pregătirii intelectuale și motrice. Obiectivele cercetării au fost studierea conceptelor metodologice privind optimizarea procesului educațional la educația fizică în vederea fortificării stării de sănătate a elevilor ciclului primar, stabilirea conținuturilor didactice necesare în procesul de fortificare a sănătății la lecția de educație fizică în clasele primare în baza sondajului sociologic, analiza nivelului dezvoltării fizice și pregătirii motrice a elevilor din ciclul primar și elaborarea conținutului experimental logică, observația pedagogică, metoda testării, experimentul pedagogic și prelucarea matematică a datelor statistice și prezentarea lor grafică. Ipoteza de cercetare presupune că formarea componentelor intelectuale și motrice la elevii învățământului primar prin capacitatea conținuturilor specifice lecțiilor de educație fizică școlară va permite organizarea unui mod de viață sănătos care la rândul său va avea un impact pozitiv asupra procesului de fortificare a sănătății. Noutatea și originalitatea științifică constă în faptul că cercetarea în cauză își propune să contribuie la fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin aplicarea unui ghid în afara lecției de educație fizică, creat în urma analizei componentelor intelectuale și motrice. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în teze constau în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a procesului de fortificare a stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin intermediul formării componentelor intelectuale, motrice și de sănătate incluse în conținutul ghidului de educație fizică, sport și sănătate în vederea îmbunătățirii calității vieții. Semnificația teoretică o constituie concepțiile teoretico-metodice privind teoria și metodica educației fizice școlare, rolul educației fizice în păstrarea sănătății populației, optimizarea procesului instructiv educativ, posibilitățile de adaptare a organismului la efortul fizic și intelectual. Valoarea aplicativă constă în posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării a ghidului în scopul fortificării stării generale de sănătate și funcționalității optime a organismului elevilor în cadrul lecției de educație fizică. Ghidul poate fi folosit în procesul de instruire a viitorului profesor de educație fizică și formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice pentru elevi și părinți. Implementarea rezultatelor științifice, conținutul experimental al programului de cercetare prezentat în ghidul educației fizică, sport și sănătate a fost aplicat în scopul fortificării stării de sănătate la copiii din ciclul primar și a fost implementat în procesul de studii în Liceul Teoretic Marin Preda, București, Școala Gimnazială numărul 1 Mogoșoaia și Școala Gimnazială numărul 163 București, fapt care este confirmat de adeverințele de implementare. Etapele de cercetare științifică, în etapa întâi a cuprins aprobarea temei de cercetare, alcătuirea planului de studiu, studierea literaturii de specialitate cu privire la măsurile de fortificare a stării de sănătate, elevilor claselor primare, metodelor, formelor de organizare și educației fizice școlare și analiza programelor instructive. În etapa a doua
S-a presupus elaborarea chestionarului și desfășurarea sondajului sociologic, organizarea experimentului constatativ. În etapa a treia a presupus desfășurarea experimentului pedagogic privind formarea componentelor intelectuale și motrice prin aplicarea programe experimentale în baza ghidului pentru educație fizică, sport și sănătate, propus pentru grupele experimentale clasa a patra, cu mijloace selecționate în funcție de obiectivele și scopul urmărit. Activitatea de bază la clasele experimentale s-a desfășurat conform metodicii propuse, utilizând și conținutele ghidului elaborat. La clasele martor, procesul educațional la educația fizică s-a realizat pe metodele clasice, specifice lecțiilor de clasă, cu obiectivele generate din programa actuală. Iar în etapa a patra s-a efectuat interpretarea statistico-matematică și compararea datelor obținute în urma testărilor efectuate și reprezentarea grafică a evoluției fiecărei grupe, iar pe baza lor s-au formulat concluziile experimentului. Cele menționate anterior au fost specializate de organizarea și desfășurarea unei anchete pe bază de chestionar, având ca scop obținerea informațiilor referitoare la necesitatea introducerii unui ghid de educație fizică, sport și sănătate pentru elevii ciclului primar, bazat pe noțiuni de intelectualitate, motricitate și sănătate, pentru a cunoaște cerințele unui mod de viață sănătos. Chestionarele au fost repartizate profesorilor din învățământul primar de educație fizică, părinților și elevilor claselor a 3-a, 4-a. Chestionarele au fost completate în număr de 272, între care au fost chestionați 77 de profesori, 52 de părinți și 143 de elevi. Referindu-se la conținutul ghidului de educație fizică, sport și sănătate pentru elevii claselor primare, la întrebarea pe ce aspect trebuie să fie axat un ghid de educație fizică a elevilor în ciclu primar, în opinia celor trei grupe de respondenți prioritari, trebuie să fie inclus în ghidul aspectul motric, profesor un procent de 40%, părinți 39% și elevi de 38%. Totodată, în opinia lor, este necesară și componenta intelectuală, după cum au fost remarcat și mai sus, dar în măsura formării cunoștințelor necesare pentru practicarea execuțiilor fizice de sine stătător cu scopul de întremare a stării de sănătate. Cu privire la răspunsurile formulate de către respondenții chestionați la întrebarea ghidul de educație fizică, sport și sănătate poate fi și în format electronic, cea mai mare parte dintre cele trei grupe de respondenți, profesori, părinți și elevi, au fost profesori în procent de 87%, părinți 92% și sportivi, elevi 95%, care consideră că ghidul trebuie să fie elaborat și în format electronic, fiind deschis și dinamic pentru orice formă de utilizare a lui. Acesta poate fi foarte binevenit în condițiile când tehnologiile informaționale contemporane sunt prezente în toate domeniile de activitate. La întrebarea, introducerea în conținuturile ghidului a informațiilor cu privire la corpul uman va eficientiza procesul de informare, de învățare. Majoritatea respondenților participanți la sondajul sociologic au fost profesori în procent de 95%, părinți în procent de 88% și sportivi în procent de 75%, care au fost de părerea că prin introducerea în conținuturile ghidului a informațiilor cu privire la corpul uman se va contribui esențial asupra eficacității procesului de învățare. Iar cu privire la întrebarea, este necesară elaborarea ghidului de educație fizică, sport și sănătate pentru clasele primare, cei chestionați au considerat oportună elaborarea lui. Profesorii 87% au răspuns afirmativ, deoarece ei înțeleg foarte bine contribuția ghidului la însușirea conținuturilor didactice predate elevilor din clasele primare la orele de educație fizică. Este remarcabil faptul că majoritatea părinților, în procent de 74%, și a elevilor în procent de 76% dintre cei care au participat la sondaj sunt de aceeași părere despre necesitatea ghidului pentru clasele primare. În urma analizei literaturii de specialitate a opiniei specialiștilor și a rezultatelor chestionarilor efectuate la nivelul grupelor de respondenți respectiv, profesori, părinți și elevi, a fost elaborat un proiect de ghid experimental educație fizică, sport și sănătate pentru clasele primare. Învățarea asistată de calculator, cadrele didactice își aduc aporturi cu predilecție în prima operație, respectiv în aceea de concepere a programului pedagogic. Prin intermediul unei programe experimentale de pregătire intelectuală de sănătate și motrică, pe blocuri pentru clasele primare axate pe IMS,
Considerăm că satisfacția în utilizarea sa s-ar putea rezuma la timpul de învățare, viteza de execuție, rata erorilor, persistența în timp și satisfacții subiective. Baza metodicii o constituie repartiția conținuturilor cu privire la materia de studiu, educația fizică și sport în cele trei blocuri, intelectual, motric și de sănătate. Realizarea programelor experimentale s-a făcut pe baza ghidului și a cuprins diferențierea materialului de studiu din domeniul culturii fizice pe componentele intelectuale, fizice și stării de sănătate și a elevilor din ciclul primar. Credem că un eventual ghid destinat elevilor din ciclul primar și aplicat pe baza unei programe experimentale, în afara practicii lecțiilor de educație fizică, va contribui mai eficient la fortificarea stării de sănătate a copiilor și la o dezvoltare armonioasă din punct de vedere intelectual, motric și al sănătății. Argumentarea experimentală a fortificării stării de sănătate prin componentele intelectuale și motrice a elevilor din ciclul primar arată dinamica indicatorilor motrici a elevilor din ciclul primar, cuprinși în cadrul experimentului pedagogic. Pregătirea fizică generală și multilaterală este un proces orientat către dezvoltarea și educarea calităților motrice, realizat prin exerciții de prelucrare selectivă și globală a segmentelor corpului și a marilor funcțiuni ale organismului. Aplicând în practică modelul elaborat IMS, evoluția parametrilor motrici a elevilor cuprinși în experimentul pedagogic, la nivelul ambelor grupe, fete și băieți, a prezentat un interes deosebit. Probele folosite sunt des întâlnite în literatura de specialitate și aplicate în practica domeniului de cercetare. Valorile obținute în urma aplicării testărilor inițiale și finale la fete și la băieți din grupele martor și experiment prezintă un grad de omogenitate a rezultatelor toate măsurilor, la toate măsurătorile efectuate. Testul de semnificație nu are valori semnificative pentru niciunul dintre indicatorii măsurați la testările inițiale, fapt ce confirmă că nu există diferențe statistice între grupele incluse în cadrul experimentului pedagogic. Testările finale ne indică următoarele și faptul că la toți indicatorii au fost obținute diferențe unde P este mai mic decât 0,01. După cum observăm, copiii cu indicatorii pregătirii fizice mai mari dispun de un nivel de sănătate mai înalt, astfel la elevii cu un nivel înalt de pregătire motrică, observăm numai un singur caz de îmbolnăvire, fapt ce relatează despre un nivel de sănătate foarte înalt și constituie 94,5%. Pentru elevii cu nivelul mediu de pregătire, indicele de sănătate atinge 88,9%, unde avem 3 cazuri de îmbolnăviri. La elevii cu un nivel de dezvoltare motrică scăzută, care reprezintă 10% și indicele de sănătate este mai mic, respectiv avem deja 4 cazuri de îmbolnăviri. Prin urmare, în baza acestor rezultate, putem afirma că indicele de sănătate este proporțional cu indicii nivelului de pregătire motrică. În rezultatul analizei corelației dintre indicele de sănătate și cel intelectual, care a constituit media notelor înregistrate în perioada unui an de învățământ, am constatat și în acest caz o legătură directă dintre acești indici. Astfel, cu cât este mai mare nivelul de evaluare intelectual, cu atât indicele de sănătate este mai sporit. Iar cel de morbiditate, respectiv numai 2 cazuri, fapt ce demonstrează schema tradițională de corelație a componentelor de sănătate cu cea intelectuală. Astfel, putem menționa că cercetarea desfășurată cu populația de elevi cuprinși în ciclu primar a confirmat schema tradițională de corelație a componentelor de dezvoltare fizică cu indicii de sănătate, ori copiii cu nivel înalt de pregătire motrică dispun de o stabilitate mai mare contra factorilor adverse a mediului ambient, care se manifestă cu o îmbolnăvire mai scăzută. La acești copii se observă și un nivel mai înalt al indicatorilor de performanță intelectuală. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în teză constau în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a procesului de fortificare a stării de sănătate elevilor din ciclul primar prin intermediul formării componentelor intelectuale, motrice și de sănătate incluse în conținutul ghidului de educație fizică, sport și sănătate în vederea îmbunătățirii calității vieții.
Concluziile au fost incluse în teza de doctorat și vă rog, permiteți-mi să nu le mai citesc. Da, mulțumim. Vă rog acum, membrii comisiei, dar și cei invitați, întrebări dacă aveți la pretendent. Ce întrebări aveți? Haideți să începem cu invitații. Poftim, domnul Carp. În stimat de doctorant, 203 întrebări, o să vedem acum. Am înțeles că ghidul este unul din componentele de bază ale cercetării noastre. Care este legătura între ghid, conținutul ghidului și curriculumul în vigoare la educație fizică pentru clasele primare? Vă mulțumesc pentru întrebare. Ghidul este mai mult un îndrumător decât un manual. El este folosit împreună cu familia, în timpul liber. Poate este și în format electronic, poate fi răsfoit pe tabletă. Din el mai mult conștientizarea importanței mișcării este un factor mobilizator pentru elevi. Procesul fiind mai important decât rezultatul în sine, decât ghidul în sine. Am înțeles. La două întrebări. Ce ați dorit, sau cu ce scop și ce ați dorit să demonstrați dumneavoastră prin folosirea inciului de morbiditate? Folosirea inciului de morbiditate. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru întrebare. Indice de morbiditate este un factor, este un indice de sănătate important, precum arată și nivelul stării de igienă. S-a calculat din fișele medicale ale copiilor luate din școli. Împreună cu el, cu indicele de morbiditate, a fost luat și indicele de masă corporal. S-a observat că la elevii din clasa a 4-a din ciclu primar, indicele de morbiditate a fost mai scăzut datorită aplicării ghidului. Și aici aveți un tabel 3-5 în algoritmă. Nivelul pregătirii fizice. Și aveți trei nivele. Înalt, mediu, scăzut, da? După ce criterii ați repartizat? Am luat în calcul mai mulți factori, precum și bolile pe care acești elevi le-au întâmpinat de-a lungul anilor și au fost înregistrate în fișele medicale, bolile respiratorii sau bolile cronice. De asemenea, au fost calculate prin Mulțumim. Da, mulțumim. Înainte întrebări, doamna profesor Raisa Maroșanu. Da. Stimate doctorant, spuneți-mi, vă rog, dar cum au putut profesorii să evalueze rezultatele elevilor, dacă ei, de fapt, s-au ocupat de sine spectator? Profesorii au putut să evalueze prin rezultatele propriilor fizice și prin faptul că au reușit să facă elevii să înțeleagă importanța lecției de educație fizică și prin acest indice de morbiditate care a reușit să scadă de-a lungul celor 4 ani din ciclul claselor primare. Mulțumim. Încă întrebări? Doamna Trăleșca, putem? Da. Stimate doctorante, spuneți-ne, vă rog, având în considerație că ați lucrat copiii din clasele primare, spuneți-ne, vă rog, cine a contribuit la organizarea acestei cercetări? Și cum ați cercetat dumneavoastră fișele medicale acestor copii? Vă mulțumesc pentru întrebare. Aceste fișe medicale au fost analizate la cabinetele medicale ale școlilor.
și au avut date privind starea de sănătate a elevilor. Ele au fost centralizate și prelucrate și aici au fost luate și luate în calcul și bolile pe care acestea le-au avut de-a lungul anilor. Ele au fost prelucrate împreună cu asistenții medicali, unde au fost luate în calcul toate schimbările de față. Mulțumesc pentru întrebare. Mulțumim. Încă întrebări? Da, poftim. Domnul profesor Potov. Stimate doctorant, având în vedere că vorbim de lecții de educație fizică la nivelul ciclului primar, care a fost reacția părinților la includerea conținutului în afara orelor? Pentru că se vede o muncă în plus față de ce au lucrat la școală și această ghid împreună, care a fost reacția părinților? Cum fost o întrebare, majoritatea părinților au răspuns pozitiv, crezând în mișcare și realizând importanța lecției de educație fizică și și-a dat seama că mișcare înseamnă o stare de sănătate mai bună, dar au fost și părinți care au fost puțin mai reticenți. Neavând o educație fizică, o cultură despre educație fizică așa bună și crezând mai mult în alte materii, să spunem, mai importante pentru ei. Și părerea noastră care ar fi? Acum, având în vedere cele două... Părerea mea este că părinții care au fost puțin mai reticenți, la rândul lor nu au avut o educație bună asupra lecției de educație fizică și am încercat cumva să schimbăm aceste lucruri, făcându-i mai departe pe copii să devină ambasadori și să transmită mai departe în comunitate și în lecție și prin lecție la rândul lor importanța mișcării. Mulțumesc. Încă întrebări, vă rog? Invitații, poate? Domnul Braniște, poftim. Mi-a dat să vorbiți în prezentare despre mai multe componente, da? Componenta intelectuală, componenta motrice și dacă puteți să faceți o legătură așa dintre componenta intelectuală, cea motrică și competență, ca ceea ce vă propuneți să realizați ca finalitate. Componenta intelectuală se bazează pe rezultatele testelor motrice de la materiile teoretice și integrează și competența, ceea ce înseamnă ce au reușit elevii să pună în practică după ce au învățat. Componenta motrică a cuprins învățarea din timpul lecției, rezultatul privind acești indici de sănătate și cel actual a constituit și în acest caz o legătură strânsă dintre acești indici. Bine, mi-a zis că competențe sunt cunoștințe, abilități și anume componenta atitudinală care de multe ori în școală așa se atentează. Prin asta ați reușit și nu prin intermediul activităților extracurriculare. Încă întrebări? Domnule, chiamam și eu o întrebare. Deci, totuși, cui este destinat acest ghid? Care este grupul țintă a acestui ghid? Sunt copiii, sunt părinții, sunt specialiști în educație, fiți sau toți împreună? Pentru toți trei, pentru elevi, părinți și copii. Aceștia trebuie să realizeze că importanța mișcării este un mobilizator important pentru elevi și conținuturile ghidurilor vor fi informații necesare pentru toată lumea.
vă mulțumesc pentru întrebare. Și întrebarea, fiecare vârstă are un specific, anume la percepția și motrică și intelectuală și în funcție de sex la fel. Deci băieții au o percepție la o vârstă, fetele la o altă vârstă. Iată, diferențierea dintre băieți și fete la această vârstă, ați perceput-o? Adică cine mai repede percepea iată, semnificația educației fizice pentru sănătate, fetele sau băieți? Aș spune că ambele grupe, pentru că elevii au conștientizat mai mult importanța mișcării prin jocuri aplicative, au fost mult mai respondenți la faptul că au făcut mișcare, să zic, într-un fel inconștient, printr-un anumit joc sportiv, mai mult decât să fie o obligație. Deci băieții mai mult în grup, dar fetele mai mult individual. Vă mulțumesc. Câte întrebări dar sunt? Deci dacă nu sunt întrebări, atunci secretarul științific vă prezinte detalii din acordul cu conducătorul științific, unde au fost niște sugestii și în avizele prezentate la dosar. Poftim, domnul Vrașa. Acordul conducătorului de doctorat și membrii comisiei de îndrumare privind admiterea pentru susținere publică a tezei de doctorat cu tema fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclu primar prin componentele intelectuale și motrice, elaborată de Urecheanu Bogdan Andrei, la specialitatea 53304 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe pedagogice, subsemnat Jurat Valeriu, doctor, profesor universitar, conducător de doctorat și membrii Comisiei de Îndrumare, Guftea Victor, doctor habilitat conferențiar universitar, Trebuie Vasile, doctor, profesor universitar, Budeviș Puiu Liliana, doctor, conferențiar universitar. În urma evaluării preliminare a tezei de doctorat menționate și are rezumatului ei, își exprimă acordul privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat de referință. Argumentare. Dacă îmi permiteți pe componente, așa să nu dau citire tot. Este relatată actualitatea și importanța temei, noutate și originalitatea științifică, rezultatele obținute care contribuie și la soluționarea unor probleme științifice importante. De asemenea, nivelul de argumentare și exactitate al concluziilor și recomandărilor expusă în teză, gradul de noutate al cercetărilor științifice, importanța practică a rezultatelor cercetărilor științifice, și dacă îmi permiteți, deja dau citire observațiilor și recomandărilor conducătorului de doctorat și al membrii Comisiei de Îndrumare. În urma discuției tezei au fost expuse următoarele observații și recomandări. 1. Tema tezei de doctorat a domnului Chian Bogdan Andrei este importantă și actuală. Scopul cercetării a fost atins. Lucrarea este elaborată la un nivel teoretic înalt. Forma și stilul expunerii corespunde cerințelor în vigoare. Teza reprezintă o cercetare științifică intelectuală finisată. Are o structură logică, prezentând prin sine algoritmizarea consecventă a compartimentelor principale, care asigură expunerea în plan multilateral a conținutul abordării teoretico-metodice și al celor empirice în corespundere cu scopul și sarcinile cercetării CRS din reprezentarea clară a ipotezei generale de lucru. 2. În urma discuției teze au fost expuse următoarele observații care urmează a fi înlăturate până la înaintarea tezei pentru susținere în cadrul comisiei de doctorat. De revizuit structura și tehnoredactarea textuală a lucrării. De perfectat compartimentul introducere conform ghidului și de redactare a tezei, să se specifice unitatea de măsură în toate tabelele, de verificat enumerarea corectă a figurilor și tabelelor din lucrare, de corectat și completat concluziile capitolul 2 și 3 și cele generale cu date statistice obținute în rezultatul experimentului aplicat, de inclus în anexă tabelul sondaj sociologic cu rezultatele opiniilor subiecților, inclusiv și program model de repartizare a conținutului ghidului de educație fizică și de verificat și corectat
procentele din sondajul sociologic și cele prezentate în figurile respective. De verificat minuțios sursele bibliografice la care se fac trimiteri. 3. Conținutul tezei corespunde specialității 533-04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Și prin vot deschis, unanim s-a decis de a recomanda teza de doctor a domnului Rugheanu Bogdan Andrei pentru susținere în cadrul comisiei de doctorat. La alte avizii? Așa, ceea ce ține de acord respectiv, obiecțiile pot fi măturate. De asemenea, în cadrul comisiei de doctorat au parvenit avize și din partea altor instituții, cum ar fi Ulăreanu Marius Viorel, doctor conferențiar universitar, conferențiar universitar, Universitatea Ecologică din București, România, Firițeanu Vasile Nicolae, doctor profesor universitar, Universitatea Română-Americană, București, România, Timnea Olivia Carmen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea Română-Americană, București, România, Iarhane Cătărina, doctor în biologie, conferențiar universitar, USEFS, Racu Sergiu, doctor conferențiar universitar, USEFS. Toate avizele sunt pozitive și apreciază înalt atât valoarea teoretică cât și a practică a tezei și califică teza ca fiind o teză finisată și corespunde tuturor cerințelor pentru a fi recomandată în vederea susținerii publice, iar doctorantul merită să îi se confere titlul prezidenței. Mulțumim! Vă mulțumesc, domnul Vraniță. Poftim domnul Rechianu, ce te spune despre avizile sau concluziile vizate în avizile? Aspectul de cercetare a fenomenului de accelerație și vă mulțumesc pentru atenție. Da, bine, las-o. Și în continuare, cuvânt îi oferim îndrumătorului științific. Domnul profesor... Vă mulțumim că mai bine să permisiunea dumneavoastră, stimate președinte Comisiei de Doctorat, stimați membri. Deci, pretendentul de astăzi la titlul științific doctor în știință ale educației, domnul Bogdan, este unul dintre primii care au fost înmatriculați la studii superioare de doctorat, conform cerințelor școlii doctorale actuale. Și totodată este unul dintre primii care a și finisat studiile cu succes. Deci, pe parcursul studiilor, dumnealui a fost încadrat în activitate de cercetare. Dumnealui a reușit să îndeplinească toate cerințele, pentru că acum sunt cerințe noi pentru a ajunge la o cercetare cât de cât finalizată sau din punct de vedere științific. Și totodată vreau să menționez și atitudinea sa față de ceea ce a îndeplinit, dar luând în considerație că dumnealui are, a întruchipat două direcții, deci medicina și educație fizică, i-a reușit să vă prezintă ceea ce astăzi a și prezentat conținutul și mai departe. Deci a fost un doctorant disciplinat și este și deja pot spune cu fermitate că dumnealui a atins și nivelul acela de un cercetător care poate în continuare să evolueze atât nivelul de pregătire a elevilor, cât și din punct de vedere al științei, din punct de vedere al vieții cotidiene și așa mai departe. Deci asta a fost pe scurt despre doctorat. Da, mulțumim, domnul Jura. În continuare, conform scenariului, cuvântul se oferă referințelor oficiale. Deci, din cauza lipsei domnului Buhtea, îi lăsăm recenzia, o va citi secretarul după recenzia doamnei Crivoi. Oferim cuvântul doamnei Aurelie Crivoi. Poftim, doamnă Crivoi. Da, sigur. Și, deci, mult stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei, onorate doctorant, permiteți-mi să dau citire, să prezint avizul la teza de doctor în științe ale educației,
elaborată de domnul Urecheanu Bogdan Andrei și prezentată spre susținere la specialitatea 533-04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Deci teza de doctor a domnului Urecheanu Bogdan Andrei se înscrie în preocupările moderne referitoare la eficientizarea procesului de fortificare a stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin implementarea componentelor pregătirii intelectuale și motrice. Progresul tehnic accelerat, urbanizarea, modifică simțitor stilul de viață și de muncă al elevilor. În prezent, alături de beneficiile oferite de evoluție tehnică și de avantajele unei civilizate, se afirmă și o serie de factori ce au consecințe și influențe negative asupra sănătății elevilor. Sub pretextul unui nivel scăzut al sănătății, până la 20% din elevi sunt scutiți de lecțiile de educație fizică, proporție fiind în continuare în creștere. Hipodinamia în rândul elevilor a atins cota de 80%. Lucrarea de doctorat este consacrată unei tematici științifice care constă în fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin aplicarea unui ghid în lecție de educație fizică creat în urma analizei componentelor intelectuale și motrice. Competitorul, având o temenică pregătire în domeniul abordat și o experiență bogată în cercetările științifice, formulează cu claritate scopul și sarcinile lucrării. Caracterul inovator al lucrării constă în faptul că autorul în cercetare se ghiduie pe un nou mod de abordare a problemei. S-a efectuat un studiu multilateral și complex axat pe evidențierea și studierea concepțiilor științifico-teoretice contemporane despre educație fizică școlară legate de competențe generale și specifice elevilor ciclului primar. Analiza documentelor de proiectare didactică din area curriculară, educație fizică și sport a permis stabilirea structurii ghidului pentru educație fizică, sport și sănătate, precum și necesitatea elaborării acestuia. Obiectivele formulate au fost realizate în baza unui complex de metode de cercetare. Abordarea în așa mod a problemei reprezintă și originalitatea științifică a tezei. Aceasta revisă și din revista literaturii, ce cuprinde analiza 194 surse bibliografice, care includ atât clasica problemei, cât și de ultima oră. În baza rezultatelor a fost identificat faptul că părinții și elevii claselor primare slab cunosc conținuturile didactice la educație fizică, fapt ce uneori contribuie negativ asupra practicării exercițiilor fizice de sine stătător în afara orilor. În ceea ce privește ghidul de educație fizică și sport pentru clasele primare, cei chestionați au considerat oportună elaborarea și contribuția la însușirea conținuturilor didactice predate în clasele primare la orele de educație fizică. Este foarte important că ghidul să conțină și diverse complexe de exerciții care pot fi practicate de sine stătător sau pot fi aplicate în diverse activități motrice organizate în afară orelor de însă și elevii și chiar părinții. Exercițiile fizice trebuie practicate și în afară orelor, fapt ce va sublinii deficitul de activitate motrică pentru elevi. Astfel, în rezultatul analizei tuturor răspunsurilor participanților la chestionarul sociologic, se desprinde ideea acordării unei atenții deosebite legăturii dintre intelectualitate și motricitate. Merită subliniat faptul că competitorul recurge la un sistem complex al metodelor științifice moderne de cercetare, în asociere cu prelucrarea statistică adecvată. Experimentul constatativ a demonstrat că studiul creșterii și dezvoltării copiilor deschid noi orizonturi și noi aspecte de cercetare, printre care și fenomenul accelerației, atât de mult dezbătut în prezent, subliniind complexitatea problemelor. Rezultatele studiilor antropometrice oferă o idee nu numai despre rata de dezvoltare a parametrilor corpului, ci despre germenii anumitor boli.
Multitudinea efectelor studiate a impus un mare volum de muncă din partea autorului, dar în final i-a conferit o solidă și obiectivă bază de date pe care le-a utilizat inspirat și pasionat în interpretarea rezultatelor. Analiza stării de sănătate a elevilor claselor primare în baza fișilor medicale demonstrează că trebuie acordat o atenție deosebită educației fizice școlare, în special proiectării analitice curriculare a conținutelor incluse în programul educațional, cu reflectare concretă a activităților motrice eficiente în menținerea stării de sănătate a unui mod sănătos de viață. Analiza rezultatelor obținute în baza testării elevilor în cadrul experimentului constatativ în clasele primare ne relatează despre contribuția insuficientă a conținuturilor didactice la educația fizică asupra dezvoltării motrice a lor, se observă o supraponderabilitate în comparație cu unele standarde din literatură de specialitate, iar la vârsta de 10 ani se constată deja o diferență esențială ce demonstrează o tendință mai pronunțată spre supraponderabilitate. Este important că realizarea proiectului de ghid a educației fizice și sport a influențat esențial media notelor obținute, ce reflectă creșterea nivelului de cunoaștințe necesare în procesul de fortificare a stării de sănătate. La acești copii se observă și un nivel mai înalt al indicatorului de performanță intelectuală, exprimat prin cunoștințe teoretice la un nivel mai înalt a componentelor de dezvoltare fizică cu indice de sănătate. Este foarte important, implementarea rezultatelor a fost realizat în lucru științific prezentat în ghidul, respectiv a fost aplicat în scopul fortificării stării de sănătate la copiii din ciclul primar și a fost implementat în procesul de studiu în Liceul Teoretic Marin Preda, București, Școala Gimnazială, Școala Gimnazială numărul 163, deci București. Analiza și modul de interpretare rezultatelor experimentale demonstrează capacitatea, maturitatea științifică, corectitudinea competitorului care discută rezultatele în limitele datelor experimentale. Domnul, deci acest fapt ne arată seriozitatea, modestie competitorului care se bizuie pe datele experimentale și pe solida sa pregătire științifică. Domnul Bogdan Andrei Urechianu este absolventul Facultății de Medicină, după cum a spus domnul secretar, absolvent al multor instituții superioare legate și de medicină, și de pedagogie, și de ecologie, și de facultate de educație fizică și sport. Este multiplu campion național la natație. Deci lucrarea este realizată în stil tradițional, ea cuprinde 170 pagini, iar rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice. În ansamblu, teza de doctor include o analiză detaliată a lucrărilor științifice la temă, descriere metodelor de cercetare, investigații proprii și o analiză convingătoare și bine argumentată a rezultatelor obținute. La acesta a contribuit, desigur, și experiența vastă, erudiția și atitudinea binevoitoare a conducătorului științific, domnului Valeriu Jurat, doctor în pedagogie, profesor universitar și numărul mare de titluri bibliografice consultate, 194, experiența acumulată de autor în domeniul de cercetare ilustrată până la formularea tezei în participări la foruri științifice internaționale, proiecte științifice naționale, internaționale, publicații. Concluziile efectuate sunt în corespundere cu materialul faptic acumulat și analizat. Rezumatul reflectă în întregime materialele de bază ale tezei. Un interes deosebit prezintă recomandările practice, studiul în cadrul procesului instructiv-educativ, aplicarea în procesul instructiv-educativ a ghidului de educație fizică și sport. Bineînțeles, o analiză detaliată evidențiază ca și în orice lucrare unele momente discutabile.
Am dorit să auzim viziunea competitorului. Aspectul de cercetare, fenomenul accelerației. 2. Fenomenul de supraponderabilitate, care a fost descris. Care este viziunea dumneavoastră? Doleanțele înaintate nu subminează valoarea lucrării didactice și rămânem cu apreciei constante. Lucrarea, fortificarea stării de sănătate elevilor din ciclu primar, prin componentele intelectuale și motrice, prezentată spre susținere de domnul Urecheanu Bogdan Andrei, prin valorosul ei conținut științific, prin abordarea multidisciplinară și comparativă a studiului realizat, întrunește caracteristicile unei lucrări științifice finisate, în care sunt soluționate probleme de o reală utilitate teoretică și practică. Tematica lucrării prezentate este actuală, binevenită în studiu. La baza ei s-au aflat ideile și concepțiile științifice a mulți tematului profesor universitar, domnului Valeriu Jurat, care este de asemenea coautorul inițierii unui astfel de lucrări fundamentale în domeniul educației fizice, sport, kinetoterapie și recreație. În baza analizei tezei, rezumatului, publicațiilor, a ghidului propus de autor, a implementării rezultatelor în practică, îmi expun convingerea că după noutatea sa, semnificația științifică a rezultatelor, interpretarea datelor, lucrarea domnului Bogdan Andrei Urecheanu corespunde cerințelor ANACEF a Republicii Moldova față de tezele de doctor, iar autorul merită conferirea titlului de doctor în științe ale educației la specialitatea 533-04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Totodată țin să felicit autorul cu încununarea cu succes a tezei de doctor și conducătorul științific care a contribuit într-o măsură decisivă la formarea unui specialist de perspectivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamna profesor. Recenzia domnului Buftea o va citi secretarul științific, domnul Braniște. Poftim, domnul Braniște. Avizul oficial, avizul referentului oficial Buftea Victor, doctor habilitat, profesor universitar, la teza de doctor în științele educației, fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclu primar prin componentele intelectuale și motrice. Autorul Urechean Bogdan, specialitatea 533-04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație, prezentată în ședință de susținere publică în cadrul Comisiei de Doctorat cu SEF 02 noiembrie 2020. Teza de doctor în știința de educație, domnul Urecheanu Bogdan, reprezintă o lucrare științifică care abordează o problemă actuală pentru teorie și practică educație fizice școlare. Investigațiile de prințe sunt bazate pe studiul elementului de fortificare a stării de sănătate a elevilor din ciclu primar, prin componentele intelectuale și motrice, în asigurarea informării și îmbunătățirii dezvoltării fizice și mentale a elevilor din treapta primară, și de școlarizare în cadrul activității de educație fizică și sport. Baza teoretică a tezei include descrieri ale situației în domeniul dat, unde este prezentată o analiză amplă a literaturii de specialitate, care scoate în evidență conceptul de fortificare a sănătății, a stării de sănătate, a elevilor din ciclu primar, prin componentele intelectuale și motrice, concept care se situie printre elementele cheie ale dezvoltării fizice și mentale a elevilor la momentul actual. În vederea fundamentării teoretice a studiului autorului, scoate în evidență posibilitățile reale de organizare a activității de educație fizică și sport la nivelul claselor primare, care să contribuie în linii generale la fortificarea și formarea la elevi a unui mod sănătos de viață. Prin componentele intelectuale și motrice creative ale dezvoltării elevilor în cadrul diverselor activități de educație fizică, autorul intervine cu un studiu prin care aduce la atenție și disponibilitatea elevilor date informaționale precum enunțarea deschisă a obiectivelor educației fizice a sportului la nivel percepției de către elevi ciclul primar, familiarizarea elevilor cu un șir de legături și principii conform căror se organizează un proces educațional instructiv care țintește cu rigurozitate formarea cu eficiență a unui mod sănătos de viață și de comportament. Convingerea pe marginea problemelor ce țin de aspectul formativ, calităților intelectuale, psihofizice, fizice, moral, volitive, etc.
Inovarea și originalitatea științifică a studiului este bazată pe elaborarea unei metodologii noi, care privește aspectele fundamentale de fortificare a stării de sănătate, legătura din ciclu primar prin componentele intelectuale și motrice, de asemenea, construirea de idei teoretice, concepții, metode și abordări noi și în conformitate cu anunțarea reguli și criterii de parcurgere a conținutului didactic la educație, la disciplina educație fizică și sportivă, se propune de a fi evidențiat, dat fiind că în conformitate condițiile actuale asemenea metodologii care inspiră profesorii, antrenori, precum și elevii de a practica diverse acțiuni echivalente de modul sănătos de viață sunt absolut necesare. Valoarea practică a cercetării este determinată de posibilitățile utilizării metodologiei elaborate, orientate de dezvoltarea intelectual-motrică a elevilor în cadrul activităților de educație fizică și sport. Area de interes a studiului a prezentat studiul prevăzut, totodată stabilirea unei constante în vederea posibilității de utilizare a metodologiei centrate pe fortificarea stării de sănătate din ciclul primar prin componentele intelectuale și motrice. Astfel, autorul conchide că metodologia experimentală aplicată în cadrul studiului întreprins a contribuit la intensificarea particularităților specifice privind fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin componentele intelectuale și motrice, demonstrând indicatori statistici cu diferențe semnificative de PM mai mică 0,305, mai mic 0,301 la parametri cercetați, atât în cazul blocului intelectual, precum și acelui motric, în raport cu subiecții grupei martor. Calitatea metodologică a cercetării este demonstrată de identificarea neconformității metodologice cu care se confruntă învățământul modern în vederea fortificării stării de sănătate a elevilor din ciclu primar prin componentele intelectuale și motrice, stabilirea noilor viziuni teoretico-conceptuale care se releve cu profunzimea intereselor de studii inclusiv, formarea cu exactitate scopul și a formularea obiectivelor de realizare, analiza indicatorilor de sănătate a elevilor pe baza fișelor medicale, verificarea pregătirii intelectuale și motrice a prezentațiilor trepte primare, etc. Conceperea și calitatea textului. Conținuturile textuale sunt structurate și relatate în conformitate cu prevederile noului ghid de redactare tezelor de doctor, unde sunt luate în calcul toate elementele de evidență ale tezei. Astfel, autorul remarcă, conform prevederilor ghidului, ansamblul ideilor de cercetare, în introducere, capitolul 1 și 2, informațiile expuse sunt sistematizate în ordine de proveniență și de valoare, iar generalizările textuale, precum și alte argumente, sunt interpretate calitativ, păstrând logică și coerență informațiilor expuse. Asigurarea bibliografică a lucrării. Conținutul textual este asigurat cu surse bibliografice recente, peste 85% din ultimii ani, iar la descrierea diverselor concepte, teorii, etc., sunt prezente referințe respective la autori specialiști. Atât referințele precum și citerile autorilor studiați sunt relatate corect, cu indicarea exactă a surselor, iar volumul de 194 de titluri întrunesc suficient concordanța prelucrărilor de studiu. Concluzii și recomandările care se regăsesc în ultimul capitol de teze sunt formate corect, sunt concludente și pot provoca motivație atât pentru practica de lucru, precum și pentru cercetări științifice ulterioare. Autorul menționează aportul personal adus în cadrul cercetărilor efectuate. O parte din aceste materiale sunt relatate sub formă de publicații științifico-metodice, total 10 articole, în diferite ediții și materiale ale forumurilor științifice. Pe baza celor relatate, rezultă că conținutul tezei de față corespunde temei de cercetare aprobate în instanțe respective, atât publicația științifică, precum și rezultatele la test de doctor, conțin informații și rezultate identice cercetării. Obiecții și sugestii. Pe pagina de titlu se va folosi denumirea de doctor în științe ale educației în loc de doctor în științe pedagogice. La descriere situații în domeniu, paginile 11-13, se solicită enumerarea celor mai relevante competențe de care trebuie să le cunoască elevul vârste primare pentru a efectua
în continuare o legătură cursivă dintre informațiile care urmează a fi expuse în cadrul etapelor ulterioare, ciclul gimnazial, liceal, etc., și anume, acelor informații care pot fi expuse doar la lecții de educație fizică și sport. La pagina 3, la cuprins, precum și la pagina 16, să fie folosită aceeași denumire a capitolului 1, la pagina 65-66, precum și în figurile din capitolul 3, figurile 3.1, 3.17, pagina 91-97, se solicită indicarea unităților de măsură pe axă verticală. La pagina 82-83, figurile 2.26, 2.27, de a face referire la autorii care au elaborat standardele respective. În capitolul 3, subcapitolul 3.1.3.2, de a aduce argumente asupra rezultatelor inițiale ale competențelor teoretice ale elevilor, cuprinse între note de 4.4, 6.67, care se dovedesc a fi până la expunerea materialului la lecții, se va folosi expresia CV-ul candidatului în loc de CV-ul autorului, se solicită prezentarea figurilor în versiune colorată. Concluzia, privind corespunderea tezei titlului științific solicitat. Cercetarea are un conținut finit, exprimă esența studiului întreprins pe poziții de cercetare științifică. Conținutul tezei este structurat conform prevederilor ghidului de redactarea tezei de doctor, decizia ANACEC numărul 5 din 8 decembrie 2018, constituie raportul final al investigațiilor științifice efectuate, relevă posibilității utilizării elaborărilor cercetate în diverse aplicații pe lucru, în rezultate, precum și argumentările expuse, conturează corespunderea tezei cu titlul științific de doctor în științele educației la specialitatea 533-04 educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Vă mulțumim, domnul Bramiște. Deci, domnul Recheanu, vă rog, aveți posibilitatea să vă expuneți pe marginea sugestiilor referințelor oficiale. Vă mulțumesc referințelor oficiale și vreau să mulțumesc pentru observațiile făcute. Acestea vor fi luate în calcul în scopul continuării cercetării. Vă mulțumim, domnul Recheanu. Continuare avem discuții conform scenariului. Vă rog, invitații. Invitații, dacă... Da, poftim, doamna. Doamna Călugă, doctor în științe pedagogi, conferențiar universitar. Cu toții trăim timpurile când noțiunea de sănătate este mai valoroasă ca oricând. Mesajul cu care vine astăzi doctorandul este o fundamentare științifică a unui adevăr formulat încă în Grecia antică. Un om sănătos nu este acela care are toate componentele de sănătate. Sănătate psihică, sănătate morală, mentală și fizică. Acest mesaj, fundamentat de punct de vedere științific, ar trebui să fie un mesaj diseminat cu mai multă insistență în societatea actuală. O societate unde trăim un paradox. Toată lumea vrea să fie sănătoasă și totodată ne ciocnim de o situație întâlnită în învățământul preuniversitar, unde părinții sunt acei care cu mâna lor, conștient, își conduc copiii să ocolească sau să motiveze absența de la lecție de educație fizică. Tot ei fiind cei care merg la sălile de fitness, la sălile de sport. Ori acest mesaj, îmbrăcat în această formă pe care am auzit-o astăzi, datorită prezentării domnului Corecheanu, ar trebui să fie principală deviză de funcționare și de acceptare a adevărului care nu poate fi pus în discuție. Mișcarea și exercițiul fizic este viață, este sănătate și este unicul care poate asigura acest echilibru de sănătate psihică, sănătate intelectuală și sănătate fizică. Ori dacă este una din componentele care șchiopatează, nu mai putem vorbi despre sănătate complexă a omului.
Eu sper foarte mult că acest mesaj pe care îl aveți dumneavoastră va fi diseminat la maxim. Ori noi, specialiștii în domeniul educației fizice, suntem primii responsabili să promovăm această idee, să fim credibili în societățile în care trăim, indiferent de rasă, religie, sex, a celor care ne ascultă, să-i convingem și doar atunci vom fi aproape de idealul sănătății formulat de mult în istorie. Sper foarte mult că veți fi cel care veți promova această idee în activitatea dumneavoastră profesională. Mă bucur foarte mult că tinerii cercetători cu atâta ardoare vin în acest domeniu frumos. Vă doresc succese, vă felicit pe dumneavoastră, vă felicit familia și felicit domeniul cu îmbogățirea lui, cu un nou cercetător, unul tânăr, unul ambițios, care sper că își va continua cercetarea și nu se va opri odată cu obținerea titlului de doctor în științe pedagogice. Felicitări! Vă mulțumim, doamna Calugher. Încă cine vrea să se expună părere? Atunci, membrii comisiei, vă rog, numai eu vă rog, în condițiile astea sanitare de pandemie, să fiți foarte, deci să aveți un mesaj concis, explicit și foarte concludent. Vă rog, cine e? Domnul profesor Carp, poftim. Stimate președinte, un alt asistență, vreau să menționez faptul că, într-adevăr, problema sănătății, stării de sănătate, astăzi este una actuală. Referindu-mă la tema tezei prezentate astăzi de doctorant, pentru mine, tot timpul cu frică, cam mă refer când vorbesc de sănătate și de implicarea noastră, însă datele literaturii de specialitate pentru a determina, pentru a aprecia indicii stării de sănătate. Însă, că accept ceea ce a realizat autorul, structura, teza este una structurată în conformitate cu cerințele în vigoare, rezultatele demonstrate în rezumatul care mi l-a adus astăzi doctorantul sunt veridice, avem date obținute în baza prelucrării prin metodele matematice și statistice și cred că legătura dintre aspectul intelectual și motric confirmă unul din principiile teoriei și metodologiei educației fizice atunci când ne referim la starea de sănătate a generației de astăzi. Sunt de acord cu cele menționate de către referenții oficiali și accept, adică o să votez pentru conferirea titlului de doctor în științe ale educației, candidatul pe care prezentat. Vă mulțumim, domnul profesor. Poftim, doamna profesor Mărășan. Onorată asistență, stimat doctorant, vreau să spun că am citit cu mare atenție atât teza cât și rezumatul acesta și vreau să constat că este o plăcere să o citești, să o analizezi și vreau să menționez că este scrisă cu un limbaj științific, că teza conține informații științifice actuale, că toate argumentele care sunt aduse în favoarea realizării acestei teze și în favoarea necesității ei sunt plauzibile și ele, într-adevăr, reiesă din analiza și sinteza literaturii de specialitate și de aceea consider că atât obiectivul, cât și sarcinile propuse de autor, ele corespund cerințelor vremii și ele, într-adevăr, tind să deschidă o pagină nouă, să spunem așa, în realizările științifice din domeniul culturii fizice. Eu sunt impresionată din o metodologie cercetării, adică tot ce s-a făcut din punct de vedere al selectării metodelor de cercetare, din punct de vedere al selectării contingentului care a fost cercetat în analizele sociologice, ele sunt argumentate și vreau să vă spun că faptul acesta că a fost făcut
s-au efectuat experimentul prealabil care a pus în valoare, spunem așa, necesitatea realizării acestui studiu și necesitatea elaborării ghidului. Ele, aceste rezultate, deci, sunt descrise într-un context foarte și foarte autentic și aceste rezultate, într-adevăr, ne demonstrează că ghidul destinat elevilor pentru pregătirea de sine stătător a devenit astăzi o necesitate și această necesitate, deci, este argumentată prin conținutul acestui ghid și prin părțile lui structurale, cu partea care ține de prezentarea informații despre dezvoltarea culturii fizice, despre structura organismului uman, dar și despre efectele pozitive pe care pot să le aibă exercițiile fizice asupra organismului uman. Deci, ghidul, desigur că este deosebit de interesat, este un, spunem așa, un rezultat al acestei cercetări care prezintă interes pentru toți cei care se ocupă cu cercetările în acest domeniu, pentru eu, dar nu numai pentru elevii în acest domeniu. Și vreau să menționez că, într-adevăr, în lucrare sunt aduse rezultate care arată că aprofundarea cunoștințelor teoretice și a nivelului de pregătire motrice, lucrul de sine stătător al elevilor poate să aducă mari beneficii organismului elevilor din clasele primare. Apreciez pozitiv și toate concluziile care sunt scrise cu date cifrice, ceea ce nu creează dubii. Și sunt plauzibile și recomandările făcute de autor pentru deci profesor pentru elevi care de asemenea prezintă interes. Eu apreciez înalt lucrarea, activitatea desfășurată în acest context de doctorant, de conducătorul științific și le doresc în continuare succese pentru ca aceste cercetări, într-adevăr, să fie apreciate de lume științifică și acceptate de către ANACEC. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna profesor! Doamna Zăvădește, partim! Onorată asistență, am cercetat foarte atent rezumatul tezei de doctor în științe ale educației. Vreau să spun că este o lucrare care, conceput cu câțiva ani în urmă, a devenit o realitate la ziua actuală prin faptul că, din perspectiva dezvoltării individuale a persoanei începând cu perioada școlarului mic, deci în teză se vizează copiii de vârsta primară, ceea ce de foarte multe ori se ridică întrebarea nivelului stării de sănătate acestor copii și cum evaluăm starea lor. Tema tezei a fost selectată foarte corect și metodologia cercetării de asemenea este profundă. S-au adus argumente clare despre nivelul sănătății copiilor și metodele cu care se poate de ajutat acești copii pentru a deveni puțin mai sănătoși, ceea ce este reflectat în ghidul pentru educație fizică, sport și sănătate. Este binevenită această lucrare în contextul situației actuale, când, într-adevăr, fiecare copil este lăsat, practic, în fața calculatorului, singur în fața situației reale, de a-și antrena sănătatea sa, de a se antrena, de a se auto-dezvolta, autodidactică și de aceea lucrarea în cauza este într-adevăr binevenită și autorul merită de a fi promovat în continuare și de a accepta, de a primi titlul care îl se preconizează. De asemenea și conducătorul științific, deci se vede o muncă asiduă în această lucrare. Deci, eu sunt... Vă mulțumim, Lișca. Domnul profesor Potop. Onorat auditoriu, domnul președinte, domnul doctorat,
Eu sunt cunoscut începând de la primele etape ale pregătirii doctorantului și cunosc foarte bine activitatea atât științifică cât și ca specialist în domeniul kinetoterapiei, medicine și domeniul educației fizice și sport. Ce pot să spun? Făcând o legătură atât cu conținutul rezumatul cât și a tezei, pot să spun că tema este de actualitate deoarece în România sunt probleme, să zicem, destule acumulate parcursul acestor modernizări, să zicem, tehnologice și cerințe care ne se impun, dar la nivelul practicii nu se aplică. De exemplu, există grădinițe la care copiii nu au predarea aceasta de educație fizică sau de către un specialist. Învățătoarea este obligată prin curicula care este să organizeze o activitate fizică, motrică pentru a le dezvolta sau a le întări sănătatea. Și atunci vedem că trecerea de la grădiniță către, să zicem, învățământul primar nu este foarte bine pus la punct. Și atunci această cercetare și, să zicem, și ghidul care vine un material suplimentar la ceea ce ne lipsește în România este benefic și va aduce îmbunătățiri curriculum la nivelul claselor primare. Nu există material didactic la care, să zicem, și profesorii sau, să zicem, profesorii de educație fizică care predau la învățământul primar să aibă și, să zicem, variante să aleagă, să poată ajuta să fie ora cât mai atractivă. Atunci, o concluzie așa, la toate cele spuse și de către membrii comisiei, recomand teza acordarea titlului de doctor în științele educației științele educației, sport, kinetoterapie și recreere și să nu se oprească aici, deoarece mai e nevoie de văzut și comparativ cum ar fi și în alte țări de a găsi soluții cât mai practice și aplicabile. Vă mulțumim, domnule profesor. Sunt domnul Vraniște. Ce ține de actualitatea studiului făcut de doctorant, adică colegii mei au menționat importanța tezei anume ca o elucidare a acestui fenomen și anume starea de sănătate a elevilor și influența educației fizice sau activităților de educație fizice asupra îmbunătățirii starei de sănătate. Eu aș vrea să menționez că teza are valoare și o valoare foarte mare și din punct de vedere că autorul a reușit să demonstreze și chiar prin argumente foarte vădite că disciplina educației fizică și are o influență nu doar motrice asupra individului, în cazul nostru elevul, dar o influență multilaterală, adică nu și în plan cognitiv și în plan motric și psihomotric, afectiv, volitiv, motivațional, etc. Deci, ceea ce are ideea și ceea ce a realizat doctorantul, cred eu că este de o importanță și prezintă o valoare foarte, foarte mare, fiindcă chiar vorbind de ghid, atât s-a vorbit și de importanță, chiar și întrebări au fost, din ceea ce am studiat eu ghidul, eu cred că el ar fi foarte bun și pentru elevi din toate ciclurile de învățământ, nu doar cei din ciclul primar, de specialiști de toate nivelurile. Și cred eu că va fi foarte util din practica mea, deja că fiind ca coordonator de practică și discutând cu practica pedagogică și discutând cu părinții, nu toți părinții știu ce înseamnă de exemplu, o atitudine corporală corectă sau ce înseamnă un mers corect sau postură și așa mai departe. Deci ceea ce aveți prezentat, am văzut că aici o explicare foarte largă. Nu toți părinții știu că copilul lui au o problemă, da? Dar
nu cred că nu există, nu este vreun părinte care nu și-ar dori ca copilul să fie sănătos, și anume din componentele, din punct de vedere ceea ce am vorbit anterior. Dar nu cunoaște. În baza ghidului, cred că ar fi un suport foarte bun și pentru ei. Ceea ce ține de analiză, de rezultate, s-a vorbit și chiar domnul profesor Carp m-a întrebat de cum ați evaluat nivelul acestea, înalt, mediu și așa mai departe. Cred dacă aceste rezultate ar trebui să fie publicate și prezentate, chiar să trimiteți la funcționari de diferite rang și în diferite instituții, că cel puțin rezultatele testărilor inițiale foarte scăzute, după cum am văzut noi la nivelul componentelor de sănătate, le datorează cui? Educației din învățământul preșcolar, din învățământul preșcolar. Și asta să fie o dovadă în plus spre a orienta atitudinea acelor conducători de instituții care anume trebuie să realizeze această componentă. Lucrarea este, cred eu, că este o lucrare finisată și corespunde tuturor cerințelor înaintate de către ANACEC și poate fi și prezidentului poate fi oferit titlul pretins. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Uraniște. Deci, stimați colegi, eu, ca și președinte a Comisiei de Doctorat, voi face o sinteză a celor expuse. Analizând lucrarea, ținând cont de prezentarea autorului de astăzi și de cele expuse de membrii Comisiei de recenzenți, vreau să-mi expun și eu câteva gânduri frumoase. Unul ar fi acela că, unul mai alegoric, așa, că, iată, lucrarea prezentată de domnul Recheanu este, de fapt, un ambalaj științific a celebrei maxime sau a celebrului slogan într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Această simbioză dintre componenta intelectuală și motrică, deci este una perfectă pentru o educare de sănătate, unul la mână, și pentru formarea unui personalități, a copilului. Doi la mână, vreau să mi expun o părere referitoare la perioada sensitivă de vârstă, fiindcă anume în această perioadă modelarea intelectuală și motrică a copilului este cea mai favorabilă, mai ales simbioza aceasta între motric și intelectual, și atunci obținem un rezultat foarte bun în formarea personalității copilului și a convingerilor lui referitoare la practicarea educației fizice, a sportului. Eu vreau să mărturisesc faptul că eu am fost luat de mânuță și dus la secția de lupte, anume în clasa a patra. Și iată, de atunci în clasa a patra și mi s-a format, adică am început să conștientizez faptul că sportul este ceva important pentru formarea mea ca și bărbat atunci, așa. Și iată, această convingere a fost cultivată pe parcursul anilor și iată că am devenit și profesor de sport. Deci de aceea vreau să menționez anume perioada aceasta sensitivă de vârstă. Se spune la noi că, sigur că educația fizică, mișcarea trebuie cultivată chiar de la primele zile ale fătului. Dar asta este o declarație. Sigur că și atunci trebuie de lucrat cu el. Dar anume perioada sensitivă de vârstă, când noi încercăm deja să-i formăm niște convingeri în acest sens, adică el, percepând niște cunoștințe despre mișcare, încearcă să-și formează o convingere, o motivație că da, într-adevăr, iată, educația fizică, prin cunoștințele care eu deja le cunosc, și mă face să cunosc ceva mai mult, adică să-mi formez deja o concepție despre felul cum eu trebuie să devin o personalitate și care este aspectul motricului în formarea mea ca și personalitate și pentru menținerea sănătății. Deci, eu întru totul susțin părerile membrilor Comisiei de Doctorat, a referințelor oficiale, și vreau să menționez încă o dată că atât lucrarea cât și autorul merită ceea ce se pretinde a fi. Cu aceasta eu vă mulțumesc deocamdată
celor invitați și pretendentul la fel. Rămânem în auditoriu doar membrii comisiei de doctorat și recenzenții. Avem o procedură de votare. Așa că avem nevoie de intimitate. Stimați membri ai Consiliului, distinși recenzenți, onorat prezență, vreau să vă duc la cunoștință procesul verbal privind evaluarea tezei domnului Urecheanu Andrei. Așa, deci potrivit formularului nou de evaluare a acestei teze, teza a fost evaluată în baza celor 7 criterii, așa, noutatea și originalitatea, suportul metodologic, relevanța științifică, redactarea și conținutul tehnic al tezei, respectarea eticii și deontologiei profesionale, calitatea susținerii publice și publicarea în ediții științifice. Deci, conform acestui formular, autorul sau pretendentul la titlu a acumulat 24 de puncte, ceea ce corespunde calificativului foarte bine. Adică există calificativul de la 28 până la 25 excelent, de la 24 până la 18 foarte bine. Deci, faptul care noi îl ne felicităm și totodată vreau să citesc și hotărârea Comisiei de Doctorat. Așadar, teza domnului Urecheanu Bogdan Andrei, înaintată spre susținere publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în știință ale educației la specialitatea 533.04. Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Comisia de doctorat intervine către Senatul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport cu rugămintea de a aproba prezenta hotărârea Comisiei de doctorat privind conferirea titlului științific de doctor în știință educației și transmiterea acesteia spre confirmare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova. Cu aceasta eu vă mulțumesc pentru atenție tuturor, pentru abnegația în activitate membrilor comisiei și recenzenților și cu asta declar ședința noastră de astăzi închisă. Un cuvânt de final îi oferim și pretendentul la titlu. Poftim, domnule Chiară. Mulțumesc tuturor celor care ați avut cuvântul astăzi și celor prezenți în sală. Și vreau să vă spun că toate vorbele spuse aici vor fi luate în considerare în continuarea lucrării. Vă mulțumesc! Da, cu aceasta declar ședința închisă. Vă mulțumesc și sănătate tuturor!